Ulcer. Acum mor nicio dată, cruie
La mulți ani. La mulți ani dumneavoastră, la mulți ani România, la mulți ani români. V-am văzut vizibil emoționată acum aici înăuntru. E o zi emoționantă practic pentru toată lumea, nu? Da, am fost și sunt încă foarte emoționată. Am ținut neapărat să aduc recunoștința mea celor care în istorie au făcut posibilă România Mare. Și cred că acest lucru trebuie să-l facem toți, pentru că dacă rememorăm faptele înaintașilor noștri, cred că putem învăța multe lucruri și pot fi pentru noi un exemplu despre cum vedem România peste 100 de ani, cum se unesc în jurul marilor proiecte, cum au reușit să înfăptuiască aceste acte istorice deosebit de importante. Credeți că mai putem face o România Mare cu clasa politică a noastră de acum? Și m-aș referi la mesajele pe care le tot transmiteți în ultimele zile. Și pace și unitate. Credeți că ajung și la președintele Klaus Iohannis? Eu vreau să ajungă în inima tuturor românilor, nu neapărat numai în sufletul președintelui. Cred că avem proiecte comune deosebit de importante și dacă toți înțelegem acest lucru și înțelegem că numai uniți și numai împreună putem înfăptui aceste lucruri, cred că vom putea realiza și am putea continua din marile proiecte pe care le-au înfăptuit înaintașii noștri. Cred că este important, pentru că dacă există unitate, cred că putem face pași mult mai importanți pentru România și pentru români. Ne așteaptă proiecte importante pentru România, proiecte care pot aduce recunoaștere României și pot aduce mai multă importanță internă, externă României, iar pentru aceste lucruri este nevoie nu numai de voință politică, avem nevoie efectiv ca toți să înțelegem că dezbinarea nu ne duce nicăieri. Unitatea ne ajută pe toți. Încă o dată la mulți ani și la mulți ani România! Yeah.